Salut, fraților, ce bine v-am găsit la un nou videoclip de pe Tiger Ghost. Eu sunt Taker și înainte ca clipul să înceapă, v-aș ruga foarte mult să nu uitați să apăsați acel mic buton de like pentru că mă motivează să continui și hai să vedem dacă putem să strângem 200 de like-uri. Ah, și by the way, am făcut 2000 de abonați și vă mulțumesc că enorm de mult. Aștept să-mi vină PC-ul nou și o să fac un video special și să fac un live în care o să dăm câteva chestii la giveaway pentru că trebuie. Jad legendar la 1-1 și este... Bă, stai așa puțin, 2 secunde, 2 secunde că stai bun. În fine, giveaway-ul oricum o să urmeze. Mă bucur nespus că am făcut numărul acesta de abonați. Și la 1-1 și 90... Da, nu, ăsta trebuie cumpărat, ăsta trebuie cumpărat, frate, pentru că e profit clar. Și... Hai să schimbăm Yang 1-1. În acest videoclip vreau să vă arăt o achiziție pe care am făcut-o și pe care o să o plusăm cu ocazia acestui clip. Hai să vedem jadurile. Deci, băi, la 1-1 și 99 de caca e pomană, frate, asta ce Dumnezeu. Da, se pot face foarte mulți bani utilizând sticla de negoț, dar pentru asta trebuie să dispui și de o sumă de bani, pentru că nu poți face asta fără a dispune de niște bănuți la început. Bun, și un profit de 20 de milioane, eu zic că e ok. În orice caz, hai să vă arăt noua mea achiziție versus Ninja. Colierul acesta de perle plus 4, 1.5 pe ca 15 pumnal, 10 critică, 10 daune de PM și 12 regenerare. Un colier excelent după părerea mea versus Ninja. Și nu am văzut unul mai bun pe server momentan. De fapt, nu am văzut colier de perle cu bonusuri bune, măcar un PV și apărare pe server momentan, așa că o să presupun că este printre cele mai bune. Și hai să vedem dacă reușim să facem ceva. Și ne trebuie Shuriken prima oară. Ia uite, 11. Bă, hai prima oară să iau. Hai că iau 11 direct. Să vedem. Poate reușim să facem plus 9 clipul acesta. Ar fi demențial colierul ăsta la plus 9. Deci aș cumpăra și perle după să-l finisez. Numai că perlele sunt foarte scumpe. Așa că cred că cel mai bine o să mai facem încă un videoclip cu minerit. O să mai stau eu alături de prietena mea la minerit, să zic, o săptămână așa. Și după facem rezultatul. Pentru că data trecută, când prețurile erau mult mai scăzute, v-a plăcut foarte mult episodul. Și iar acum că prețurile sunt foarte bune, merit cu atât mai mult că merită să minerești mult acum în perioada asta. Hai să căutăm amuletă de orb. Chiar după videoclipul ăsta cred că mă bag la minerii puțin. Ia uite mă, 5 amulete, 5 amulete la 100. Bă, foarte, foarte tare. 100K. Să nu fac odată. Am luat odată o chestie foarte ieftină la 1-1 și 200K de exemplu și erau 30 de bucăți. Nu de amulete, mai de mult. Și am zis că, bă, dacă mai fac greșeala asta, nu. Deci oase de pește. Hai să vedem dacă mai am eu cumva oase prin depozit. Hai să vedem. Deși nu cred, sincer să fiu cu voi, că mai am oase, spiritul flăcării, eșarfele astea. Sper să mai fac un cu eșarfă, ia să vedem. Am 11 pânze, mai îmi trebuie vreo 29 de pânze și pot să mai fac un cu eșarfă. Și nu cred că am oase, nu? A, ia uite mă, 107, da, hai că am oase, știam eu ceva. Ok. Mai am nevoie de talisman necunoscut acum. Bă, și plus 8 dacă ar merge, cred că ar fi ok. Dar să vedem acum. Hai să vedem, deci ce-mi trebuie talisman necunoscut fără plus, din câte știu. Ia uite, 2, 13 la un caca. Hai că-l iau. Nu mai am oni acum, deci nu mai am să mă sperii. Ia uite, plus 7, a mers foarte bine. Coada de scorpion cu plus. Asta s-ar putea să fie puțin mai scumpă pentru că nu foarte multă lume o ia. Și pică la medie de 45. Adică din... A, ia uite, mă, că nu e scumpă. Ia uite, 20 de cozi la un caca, 200 e foarte bine chiar. Și poate merge plus 8. Mamă, nu mă uit. A mers plus 8. Bă, nu cred. A mers plus 8 din prima. Bă, e foarte bine. Și poate iese plus 9. Ar fi genial, dar cred că o să-i dau cu manualul ăsta și o să vă explic după de ce. O să-i dau cu manual. Hai să vedem îmbunătățiri dinte de orb cu plus și cred că am eu 2, dacă nu mă înșel. Sau i-am aruncat cumva? Stai că nu știu dacă i-am aruncat. Hai să încerc prima oară să dau cu manualul. Da, i-am aruncat. Prost, prost sunt. Nu mai contează, nu mă așteptam cu să
îmi trebuiască fix acum și să văd dacă e versiunea bună la Bandicam. Da, și by the way, da, încă filmez cu Bandicam, pentru că m-au întrebat mai multe persoane. Nu știu, mie mi se pare că filmează chiar foarte bine momentan și nu am decis să folosesc OBS-ul. Ia uite, ok, 5 dinți aici la 200K. Nu e suficiente. Ok. Haide, mă. Bă, nu mă uit. Nu mă uit. Deși sper să meargă. Și... bă, nu m-am uitat. Hai să vedem și... no, s-a dus înapoi la plus 7. Și cu manual. Ah, mă, păcat. Păcat, păcat, păcat. Hai să vedem dacă urcă din nou la plus 8. Eșuat. Mă rupe acum. Mă rupe, fiți atenți. Mers. Și acum a ieșuat din nou. O simt. Eșuat, bineînțeles. S-ar putea să nu mai am nici blesuri. Și nu aș vrea să investesc foarte mulți bani în blesuri, dar... bă, pe bune a ieșuat la plus 4, de la plus 8, la plus 3, 9. Plus 5, haide mă, plus 6 e măcar. Nu mai am amuletă de orc, nu? Am înțeles cum stă treaba. Amuletă de orc. Băi, și am văzut cu foarte multe persoane, mi-au spus că... eu le-am motivat să se apuce. Băi, vă mulțumesc foarte mult, boșilor. Chiar în ultimul timp, meniul din jocul copilăriei chiar, bă, te prinde. Chiar te prinde. Ia uite, iar eșuat. Bine, când eșuează atât de mult, vă dați seama că deja îți vine să îi dai un pumn. Dar, na. Ok, bine, să vedem dacă... no, bă, și-a bătut joc de mine acum. Și-a bătut joc de mine grav. Ok, îmbunătățiri. Colier de perle și parcă aveam nevoie de shuriken, da. Nu mă așteptam, sincer, să se ducă așa în jos. După ce am mers atât de bine prima oară la plus 8, credeam, mamă, am dat lovitura cu colierul ăsta. Dar, oricum, eu pe acest colier am dat undeva la un 1,5 și cred că am făcut afacerea vieții, pentru că chiar dacă nu e plus 9, o să-l fac eu plus 9 încetul încucetul. Sper să nu am ghinionul de la Pentagon, pentru că asta chiar ar fi urât treaba. Sau norocul de la sabia beta și sabia și arcul beta, de toate. Numai eu puteam să am norocul ăsta, mă, la astea. Deci amuletă de orc, iar cu plus 8 amuletă la 450K. Noroc că itemele de upgrade sunt destul de ieftine pentru colier și bineînțeles că a ieșuat. Bă, da, așa de greu se face un... no! Bă, stai așa. Să vedem câte blesuri mai avem aici. Bă, deci cred că mai am undeva la 10 blesuri. Haide, mă. Plus 4. Plus 5. Plus 6. Eșuat. Nu puteam, frate, să meargă. Poate că sunt mapa shop, asta să fie problema. Bine, deci nu cred că am mai făcut iteme plus 9 mapa shop. Și acum ce nu mai am? Mai am scuică. Am văzut oricum că foarte multe persoane se plâng că mapa shop e mai ghinionist acum. Nici nu știu ce să zic. Pescuit. Pește scuică. Să vedem și ce preț mai are scuică. 400K. Ia să vedem dacă găsim 10. 10 la 3.8. Bă, e foarte bine. Hai să le luăm. Chiar ieșim pe profit puțin. Aș spune dacă le-aș vinde la 400K. Ia uite, plus 8 și... nu. Eșuat, mă, a doua oară, nu? No, bă, no. Eșuat, iar, acum s-a dus. Acum îmi dă gherla. Din nou, plus 4, hai, plus 3. Am, wow, nu vine să cred, a mers. Și ce nu mai am acum? Amuletă de orc cu plus. Bă, atât de multe amulete mi-a popat. Amuletă... băi, după părerea mea, cel mai bine ar fi să căutați un item direct plus 9 când îl cumpărați, pentru că s-ar putea după să aveți o mică problemă, cum am și eu la plusuri. Dar dacă e ceva wow, cum a fost colierul ăsta, mă rog, poate pentru unii nu e wow, dar pentru mine chiar mi se pare foarte bun. Merită să îți încerci norocul să-l faci tu plus 9 și bineînțeles că ai shot. Îmbunătățiri, altele, pergament, binecuvântat. Hai să vedem 750K, să vedem la 10 câte sunt. Ia uite, 10 la 6.2, ok. Astea sunt bune. Bun,
20 de blesuri. Din astea ar trebui să iasă. Deci din astea chiar ar trebui să iasă, că dacă nu, nu e bine. Și acum nu mai am shuriken-ul, nu? Bineînțeles. Ok. Shuriken. Și cred că o să mai urmeze un clip în seara asta, nu știu sigur, dar nu știu, m-am rebăgat din nou pe făcut clipuri forță și bă, chiar îmi place, mai ales acum cu eventuri. La un moment dat când e un eveniment repetitiv, bă, ți se ia. Evident, plus 3. Ți se ia, dar acum chiar e ce trebuie. Ia, uite-mă, plus 5. Și iar nu mai am amulete. Mamă, în curând o să cumpăr toate itemele de upgrade și mai am doar 38 de milioane. Dar vă arăt care e faza. Mamă, mai sunt 20 și după aia sunt la 15 milioane. Au, nu. Eșuat. Mers. Te rog să mergi. Te rog, mergi la plus 7. Ce nu mai am acum? Nu mai am talismane. Ok. Talisman necunoscut. Bă, și mă oftic că a fost de 2 ori la plus 8, dar... Bun, mai luăm încă 2 traiuri. Dacă nu, se pare că... Bun. Și... Bă, e a doua oară când ajunge la plus 8. A doua oară. Hai să văd dacă mai am eu ceva pe schimbă. Vreun pergament, ceva, dar nu cred, mă, că și tombola asta e gherlă totală. Parcă nu mi-a inspirat de mare încrederea bless-ul ăsta, sincer să fiu cu voi. Hai să văd. Nici în depozit nu cred că mai am ceva. Da, nici aici nu mai am. Așa că ce să faci, mă? Bă, ultimul try cu bless-ul. Dintre două ori cu plus. Cred că mai am eu doi în shop din ce fusem aici. Da, uite aici. Și ia să verificăm în norocul ăla la babă. Știu că cel mai probabil nu ajută la nimic, dar de dragul episodului, hai să verificăm norocul ăla la babă. Pentru că am verificat norocul ăla în fiecare zi. Uneori îmi zice cât de cât norocos, alteori ai ceva noroc. Și de fiecare dată iese gherlă. Ia uite, am auzit că sunteți clar văzătoare. A, uite mă, că n-am noroc azi, cică. Hai să folosesc vraja asta, karma. Și... Nu cred. Bă. Bă, m-a ajutat baba, n-am ce zice. Știu că poate n-o fi fost de la ea, dar am reușit să-l fac. Și hai să vă arăt de ce zic că ăsta... Eu personal cred că face undeva în jur la 5 ani. Haideți să vă arăt și de ce. Bijuterii, de fapt ce 5 ani, cred că mai mult cu bonusul ăsta, nu știu exact un preț. Hai să caut colier de perle momentan. Sunt doar 2 plus 9 pe server și unul la 2 ani și altul la 3 ani. Așa că dacă vreți să faceți profit, eu zic că un colier de perle îl dați. Deci, cred că îl dați la prima strigare la un an, având în vedere cât de scump este și mai nimeni nu-l plusează. Sincer să fiu cu voi, nici eu nu l-aș fi plusat dacă nu-l aveam. Și e o metodă bună de a face Yang, pe lângă multele metode pe care poți să le faci la nivel mic. By the way, azi este și asta cum îi zicem, și evenimentul Jinxau, așa că vă recomand să participați, pentru că O să fie un eveniment foarte profitabil. Hai să pun blesul ăsta înapoi. Talismanele necunoscute la 300k și asta hai să pun la 100k, nu știu dacă o să se cumpere, dar uite cum am. Hai să le pun pe astea la 1 așa. Shurikenele astea nu cred că le cumpăr cineva. Cred că am fost singurul care le-a cumpărat. În fine, eu să nu uit magazinul administrat, mereu uit chestia asta. Și pur și simplu pierd timp degeaba. Hai să vedem. Bun, mă. Urmează finisat colierul ăsta și o să fie senzație versus ninja. Am găsit aici o armură. Ia să vă arăt.
Și să-mi ziceți voi dacă ar merita să cumpăr ceva din shop-ul băiatului ăsta. Unde e, mă? Deci, parcă găsim pe aici, dacă nu mă înșel. Da, mă. Ok, deci, FMS-ul ăsta 17 versus Shaman, nu știu să zic dacă merită acum, dar vreau să vă cer și vouă părerea. FMS-ul cu 17 abilitate, 1 on și 50 de milioane, nu mi se pare că merită. FMS cu 15 abilitate, 1 semi versus Sura, ăsta să zicem că mai are șanse să merite. Ăsta cu 17, niciun caz, deci niciun caz nu o să-mi cumpăr FMS versus Sura pentru că l-am deja pe ăsta și care e personalizat. FMS cu 18 versus Ninja și ăsta mi se pare destul de scump. Ăsta, arcurile Phoenix, să zicem că sunt ok, dar nu mă ajută pe mine. Ar mai fi cercei ăștia să-i cumpăr cu 5 semi 15 pumnal de PvP, să-mi dați și mie părerea voastră. Ăștia cu sabie nu mă ajută pentru că am deja pe ăștia cu 2K și 15. Ce ar mai fi aici? Bun. Colierul ăsta de lemn nu mă ajută. Brățara asta cu foc nici atât. Șarfa asta m-am gândit că poate m-ar ajuta, dar din câte știu are triton pe ea și nu cred că ar fi wow. O armură asta e mișto doar pentru skin. Sincer să fiu cu voi, 2K15 pe sabie, dar din păcate o am pe asta cu 1.5, 20 farmec și 5 pe sabie și nu cred că are rost să investesc 8 oni doar pentru skin. Bine, probabil o las la 5-6 oni, dar ideea, asta cu 2K15 din nou nu prea mă ajută pentru că o am pe asta cu 2K15 și mă rog, trebuie să fac și pe asta plus 9 la rândul ei, într-un alt videoclip, bineînțeles. Îmi pare rău că s-a pierdut filmarea în care am făcut armurile astea 2 plus 9, chiar era o filmare forță, adică mă rog, s-a pierdut. Nu are sunet și nu cred că are rost să o pun. În rest, nu știu dacă mai are ceva wow, 15 foc, 10 magie, astea sunt iteme, așa să fie mai mult, nu cred că o să găsesc niciun colier sau ceva wow acum. Ia să dau la bijuterii, mai analizăm și noi puțin piața. Ia uite, level maxim zi 42, pentru că mai mult oricum nici nu mă interesează. Sau s-ar putea să dau nivel 60, dar mai încolo în orice caz. Ia uite, 15 gheară, nici nu prea găsești iteme, asta e problema. Uite, un K15 pumnal, de ce dracu e ăsta 2 1 și 45, nu pot să înțeleg. Dacă era un 1, să zicem că îl mai luam, dar ăsta 2K15 sabie, dar tot așa, cine dă atâția bani având în vedere că eu pe ăștia am dat un 1, de exemplu, pe ăștia sunt un 1, nu știu, mi se par prețuri exagerate, poate e doar viziunea mea și a mai crescut piața, dar nu știu ce să zic. Uite, 1.5, asta e plus 8, hai să zicem că se mai înțelege. Uite, ăsta din nou foarte bun, mi se pare un caz, zice, un alt 5 critică. La 75 de milioane, asta ar fi un colier pe care într-adevăr aș putea să-l iau pentru setul de pumnal de început. În rest nu mai e nimic aici. La pantofi, ce așa, mi-ar trebui și pantofi cu pumnal. Uite, 1.5, 5 pe sabie, 5 pe pumnal, 6 uni. Un cat 5 pe sabie și ăstea mi se par că poate viziunea mea, nu, dar sunt eu prea pretențios sau care-i faza cu prețul seama 3 uni? Deci ce au papuci ăștia de 3 ani? 1505 brocare? Sau, lă, bă, uite și ăștia, un cat 15 pumnal 10 gheară. Ăștia, hai să zicem că sunt mai mișto, că au două apărări, dar totuși 2 ani, mă. Mi se pare așa, bă, de prost gust. Uite ăștia, așa, papuci de bambus. Papuci ornați. Și ia uite-i pe ăștia, mă, uite-i și putu pe ăștia, de exemplu. La 1-1. Un cat 15 sabie, 5 pumnal. Ăștia, da. Ăștia mai zici tu că merită. Că totuși, un cat și două apărări. Dar ăia, mă, frate, la 3 ani sau cât erau cu un cat 15 sau aia cu pumnal, tot așa, mi se
par niște prețuri dubioase. Sincer, ăștia chiar ar fi niște papuci buni de luat pentru setul pumnal momentan. Și poate o să iau în viitor, nu știu, să vedem. O brățară cu foc mi-ar mai trebui pentru sora. Bineînțeles, și alchimie mi-ar o să-mi trebuiască ca lumea. Pe brățară cu 15 foc, o să zic că aș da maxim 2 oni. 15 foc, doamne, 15 magie. Nu puteam să aibă asta, 15 magie, era forță. Asta e brățara mea cu 20 diavol. 10 foc. 20 diavol. 10 daune. 15 fulger. Și de aici deja ajungem la brățările de. Ia uite, deci 15 fulger, 15 magie, 10 diavol. 6 ori 30. Mă, astea ar fi prețurile. Să-mi ce și voi, mi se par prețuri ca pe alte servere. Și având în vedere că Tiger-ul nu e așa de populat, în sensul în care foarte mulți sunt pe Alnitac acum și banii se fac, chiar se fac greu, sincer. Poate mai scoți acolo, cum am făcut eu la Jadul ăla, că l-am prins la bișniță, dar hai să vă arăt și puțin FMS-urile. Ia să ne mai uităm puțin la alchimie, nu mai am bani, evident, acum. Deci, diamantul 40, legendarul ce l-am pus eu pe ăsta acum, la 1.22, în rest 1.50, nici nu știu care e faza cu el. La robine, jur că nu înțeleg piața, deci nu mai există robin antic și pe server, adică pe piață. Și robinul antic e undeva la 2 oni, iar legendarul undeva la 5. Și, băi, o iau logic, stai așa, deci pe alte servere, un antic să zic că e 2 și legendarul mai e 6. Aici, teoretic, dacă îți eșuează odată un rubin, ca să ai șansa de a-ți recupera o parte, dar tot ieși în gaură cu unul dacă nu ți iese full. Și oricum, după ce se eșuează unul, băi, clar, dacă mai ai bani, mai dai încă o dată, pentru că, na, nu știu, poate unii se pot abține, numai că mie îmi vine să mai dau încă o dată, frate. Și nici măcar nu recuperezi, adică, teoretic, ai o șansă jumate să faci profit și șansa e destul de mică. Dar, în fine, la jad, să zicem că mai e ok piața. Uite, deci 1.29 ăsta și 50 legendarul, pe care l-am pus tot eu acum, culmea. Uite, ăsta e full pietre plus 4. Nu are dublu PV, mă rog, dar ideea e destul de bun de echipat. Jadul mitic full la 11 oni, mă. Așa de scump o fi, mă. Deci chiar asta o fi prețul sau mănâncă ăștia? Bă, uite, 1 și 18. Safirul, un safir mitic. Cât e, mă? 2,70. Uite, un safir merită să dai, într-adevăr. Pentru că au un preț bun. A, uite, lican. A, olo, 7,1, ăsta e scump. Sura, așa. Clar, clar. Clarul, 6 oni. 5,50 clarul. Mamă, se pare că a mai scăzut ceva. Granatul, ia să vedem și piața la granat. Auzi, 32. Un granat legendar, 1,19. Ah, și ăsta e al prietenii mele, culme, da. Bă, la 32, hai să văd dacă mai am eu un granat. Parcă mai aveam unul și încerc să-i dau și eu odată în alchimie. Ia uite-mă, hai că mai am unul. Să vedem. Poate, pentru că la 32 de milioane și având în vedere că e un one și ceva granatul, eu sunt de părere că merit. Adică, teoretic, ai avea 4 șanse, frate, să faci. Adică, gândiți-vă, 32 ori 4 vin undeva la 130 de milioane maxim. Și tu ai, nu, de fapt vine 128 fix, cam așa. În fine. 128 de milioane. Și din 4, mă, din 4 încercări trebuie să-ți meargă o dată. Bine, cred că eu am dat în rubine de 5 și mi-a ieșit de 5 ori. Deci am avut 5 ani și nu am făcut un legendar, dar în fine, hai să vedem, mă. Și a mers, mă. Ia uite, nu. Bun. Deja un on și 20 de milioane.
În orice caz, bun, fraților, deci cam ăsta a fost și clipul de azi. Eu am fost Iker și pe data actuare. Noi să ne auzim cu bine, vă pup și vă iubesc, ciao. Și hai cu 3000 de abonați anul ăsta. Noroc!